unui frate oarecare într-o noapte i s-a arătat pe la miezul nopții vicleanul diavol închip de înger luminat patericul egiptean la un frate oarecare într-o noapte citindu-și pravila și rugându-se lui Dumnezeu pe la miezul nopții după obiceiul său vicleanul diavol prefăcându-se închip de înger luminat a intrat la el în chilie și a început al fericii zicând, Fericit ești, robule și ostașule cel bun al lui Dumnezeu, că nu te lenevești să te scol din somnul tău la rugăciunea și slujba lui Dumnezeu. Și l-a întrebat fratele zicând, Dar cine ești tu de a-i veni la mine să mă fericești și să mă lauzi așa? Răspuns acela zicând, eu sunt Îngerul lui Dumnezeu și am venit la tine să te păzesc și să te izbăvezi de toate cursele și înșelăciunele vrăjmașului, să te povățuiesc spre faptele cele bune și plăcute lui Dumnezeu. Zisa lui fratele, de ai fi tu, cum zici, Îngerul lui Dumnezeu, n-ai venit la mine noaptea să-mi zmintești pravila și rugăciunea, ce ai venit ziua. Deci eu nu te socotesc ca fi îngerul lui Dumnezeu, deși ești așa de strălucitor, ci mi se pare că ești îngerul întunericului, căci pentru aceea te arăți tu noaptea, nu ziua. Vicleanul vrăjmaș, auzind aceasta, n-a mai putut suferi nici nu a putut să mai zică ceva decât atât. O călugă rău, fi blestemat! Și acestea zicând s-a făcut nevăzut.